Mama lui Maxim, un soldat rus care a murit luptând pentru idealul lui Vladimir Putin, condamnă atrocitatea din cauza căreia și-a pierdut copilul. Ultimul mesaj pe care l-a primit din partea fiului ei, Nu-ți face griji, este doar un exercițiu. Apoi a venit telefonul, fiul tău a murit, poți să-l îngropi. Maxim a fost unul dintre primii și cei mai tineri soldați, conform comunicării incomplete a forțelor armate ruse, care până acum au admis doar 498 de victime în rândul militarilor lor, cifră care, potrivit experților, ar trebui înmulțită cu cel puțin trei. Pe 25 februarie, băiatul ar fi împlinit 21 de ani, cu câteva ore mai devreme, a căzut în luptă în Donbass. Soldatul provine dintr-un sat la 700 de kilometri de Moscova. I-a spus mamei sale că pleacă la exercițiu. De ziua lui, însă, comisarul militar al regiunii a sunat anunțând că este mort. La scurt timp după aceea, i-a trimis mamei un mesaj de cu un certificat de calificare pentru înmormântare. Era loc pentru întreaga familie, chiar și pentru cea pe care Maxim intenționase să o formeze cu iubita lui. Se mutaseră împreună după întoarcerea lui, programaseră pentru luna mai, chiar și nunta. Era bună la munca fizică. După școala obligatorie, făcuse un curs de mecanic și a câștigat existența reparând motociclete și mașini. Curtea din spate devenise atelierul lui. Pusese paznic la Moscova timp de câteva luni. Nu avea de gând să fie soldat și nimeni, spune mama lui, nu l-a întrebat vreodată. Ultima fotografie trimisă familiei îl arată pe băiat cu un AK-47 în brațe. Este însoțit de mesajul Nu-ți face griji, este doar a doua oară când mă lasă să-l folosesc și o față zâmbitoare. Maxim a plecat la serviciul militar la sfârșitul lunii octombrie.